Salut lume, eu sunt ca totdeauna Magic Weapon și vin astăzi cu un nou episod din seria mea de Hardcore Tutorial. Da, deci am minat de m-am spart, deci am minat în continuu în prostie și n-am găsit niciun diamant. Niciun diamant. Asta se poate numi ghinion, pot să spun. Na, ce să zic. Uitați, aici am un chest cu puțin cobblestone. Bine, n-am minat mai mult de jumătate de oră, dar totuși pot să spun că am minat 25... Ce zic eu aici? Am minat peste jumătate de oră, dar nu mai mult de o oră. Deci am minat cam 40 de minute, așa. Și, cum să spun eu, rezultatele au fost jalnice. N-am luat mai nimic, după cum puteți bine vedea. Și vreau să încerc o nouă tactică astăzi. Tactică să minez la nivelul 12. Am stat și m-am uitat pe... Aici este nivelul... Mă, și tocmai am făcut un screenshot. Aici este nivelul 12. Și o să încercăm tactica branch mining, ca de obicei. Tralala, o știți și voi. Ar trebui să marchez chestia asta, pun aici niște cobblestone, să știu. Na, trolling level, nope. Gravel is getting in my way. Ok, uite, așa e marca perfect. Și vom mina așa, poate găsim ceva diamante. Este urât că Minecraft Hardcore, adică nu este urât, este destul de frumos. Faptul că este mai greu și dacă ai murit odată s-a dus tot, așa, parcă te pune să joci mai precaut, nu este așa de lejer și s-a spart lopata. Nu este așa de lejer cum ne-am obișnuit noi cu Minecraft-ul clasic, plus că în ultimul update, din ce am înțeles eu, l-au făcut și mai greu hardcore-ul, ceea ce nu poate decât să mă bucure, sincer. Un hardcore mai greu este o provocare în plus și... Da. Odată cu apariția zombilor, ălora pitici, pe care i-am văzut în episodul 2, mi se pare. Na. Și ce am citit eu la tipul ăla a fost să facem un tunel așa de două chestii de-astea. El așa spune, să facem două. Ascult și eu sfaturile de pe net, fiindcă sunt unii care au stat ore în șir să mineze, au avut răbdare. Răbdare pe care eu nu am avut-o și... Da. Mai iau și eu după ei. Nu că nu aș fi în stare să-mi găsesc propriile diamante, dar prefer metoda mai... sigură, mai rapidă. Fiindcă treaba este că... Mă și strivește. Treaba este că eu joc Minecraft de o grămadă de timp. Și m-am plictisit, cum să zic așa, de joc în sine. A apărut acum, adică a apărut, da, a apărut Cube World, un joc pe care începe cât mai multă lume să-l joace. Mă gândeam să mi-l iau și eu în viitorul apropiat. Cred că o să încep o serie. Dar să și mănânc full la viață. Dar ideea este că deocamdată nu dispun de timpul necesar, voi fi plecat. De fapt, nu că voi fi plecat. Cred că chiar în momentul în care voi vă uitați la acest video super șmecher, eu sunt plecat și este pus de pe unlisted. Da, am pregătit și eu puține videoclipuri, ce pot să spun. Pac. Și luăm fierul, fiindcă fierul ne place, este cel mai bun. Ok, și scăpăm de gravelul ăsta. Și începem tactica de minat. Ok, vom face portițe din două în două. Nu din una în una, cum am făcut în episodul trecut. Ok, aici deja văd că am început.
Stabilesc căile foarte bine. Ok, se aude lavă și nu-mi place. Ok. Oh, aur. Iau-te-l, jegosu. Bine că m-am mai gândit să mai lărgesc tunelul. Aha! Uite-l, băi, cum se ascunde de mine aurul. E ceva de genul... Nu, 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 nu. Nu mă duc eu la Magic Weapon. Nu, nu, nu. Rămân aici, ascuns, între cobblestone. Ok. Și... ce trebuie să fac acum este să încep să minez de aici. Una, două, trei, patru, cinci. Nu, stai, m-am curat. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Ok. 11, 12, 13, 14, 15. șaisprezece, 17, 18, 19, 20. Douăzeci și unu, douăzeci doi, douăzeci trei, douăzeci patru, douăzeci cinci. Douăzeci șase, douăzeci șapte, douăzeci opt, douăzeci nouă, treizeci. Treizeci cred că este suficient și vom exploata, să spun așa, tot pătratul ăsta de aici. Voi crea un pătrat. Pentru început o să iau ironul ăsta, fiindcă iubesc ironul, este tot ceea ce vreau eu în viață. Iau și niște căul, că îmi dă XP. Să ne asigurăm că suntem la nivelul 12 și da, suntem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, adică 10. Mamă, știu matematică. Ce bun sunt. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Să mai punem și o torță, ar fi frumos. 30. Din păcate nu mai știu exact cât să minez, trebuia să încep pătratul și din partea cealaltă. Luăm fierul și plecăm. Luăm fierul și plecăm. Tare, tare. Măcar de-ar fi niște diamante în pătratul ăsta. Să am pe ce să bag incens și să minez pentru mai multe diamante. Ok. Ce e stresant este că nu pot să minez, fiindcă așa mi-am propus. Putem să începem să minăm pătratul ăsta. Ok. Așa, mă scuzați. Revenim. Și sperăm, Doamne, Doamne, ajută, că o să găsim diamante cât mai multe. Ok. Nu vă voi arăta cum minez toată asta, Doamne ajută, să nu credeți că o să vă plictisesc. Mamă, dar ce este cu atâta de asta? E foarte tare. Cred că o să bag un speed up, o să filmez tot și o să... Speeduiesc cap cum căcat, cum găsesc, cum minez, na.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, popa, popa prinde pește, Doamne. Și să vezi că e doar unul. Oh, respect, sunt dita mai diamantele aici, câte trei. 4. No, hai să le luăm. Una, două, trei, yes, Doamne. Acum că avem, nu știu câte căcaturi de diamante, 3. Așa, am o tactică super șmecheră. Ok, deci am minat destul de puțin, cred că 10 minute a fost puțin plictisitor, știu. Ok. Oh yeah, baby. This feels awesome. Hua! Tocmai am craftat un pickaxe de diamond. Primul pickaxe de diamond de pe seria mea de hardcore. Ok, și ce vom face acum cu acest minunat pickaxe de iron? Da, ne trebuie niște obsidian. Parcă pe aici, pe undeva, prin rețelele astea super șmechere, era niște obsidian. Parcă. Era apă pe undeva pe aici, știu sigur. Apă și... Bă, dacă nu facem altceva. Pac. Asta lăsăm aici. Mergem și luăm noi apă. What the fuck is here? Ah, da, era o lavă ceva pe acolo. Ok, ei. Bă. What the fuck? Ok. Prima casă. Oh, mișto. Am prins zi. Chit că este zi, noi tot trebuie să fim precauți, fiindcă în orice clipă un creeper poate apărea în spatele nostru și... ne poate strica toată distracția pe care o avem, care nu există. Personal nu prea mă distrez așa. Am minat destul pentru diamantele astea, să zicem. Și erau doar 4, puteau să fie 8. Ah, am instalat Optifine-ul, m-a ajutat un prieten, îi mulțumesc foarte mult lui Notch for me. Pentru ajutorul acordat. O să trebuiască să fac un nou tutorial pentru Optifine. Yes, mâncare. Asta caut, vreau niște mâncare. Mai măresc provizia de mâncare. Ce faci, zombie? Pa, zombie. Sper să nu lase o... Fiindcă puii aia de zombie, what the fuck, pur și simplu, m-am speriat de, nu știu, n-am mai știut de mine. Hai, hai, mai multă mâncare. Ok, bun, sunt puțin de tot fericit că mi-am găsit și eu, într-un final, diamantele, mult meritate să zicem, nu știu dacă mult meritate, dar meritate... Nu știu, ce părere aveți? Merit diamantele alea sau nu? Ok. Bă, pe unde naiba? Uite pe aici. Trebuie să marchez cu niște torțe, da. Una aici, una aici. Hai să împrejmuim zona astfel încât să ne asigurăm că zombii nu o să ne facă o vizită. Uite așa, multe torțe ne permitem. Pac, pac. Pac, pac. Mă tentează. Dar nu, acesta este Minecraft Hardcore și trebuie tratat ca atare. Cu seriozitate maximă și cu precauțiune? Să fii precaut? Nu știu dacă există verbul ăsta.
Ok, ce pot eu să fac aici este să încerc să spawnez niște găini. Yeee, am o găină! Stai acolo! Stai găină, găină proastă. Eram sigur. What the fuck, găina nebună. E, sper să trăiască fericită. Mă, n-aș vrea să... aș vrea să rămân acolo, sincer. Ok, voi scăpa de pânza asta enervantă. Ok. Zombies everywhere. Ok, și acum că avem găleata plină cu apă și am mai făcut rost de niște mâncare. Puțin mai multă mâncare, să zicem. Ne permitem să mai mâncăm, să nu fim flămânzi. Oh, cât iron. Deja am făcut o grămadă de iron. Adică iron, hai să zicem fier totuși pe românește. Ok, ce avem noi de făcut acum? Este să săpăm pe aici, nu cu pickaxe-ul de diamond, fiindcă vreau să-l țin cât mai mult. Ok. Deși mi-ar mai trebui niște diamante pentru enchanting, vreau mai întâi să fac XP-ul în Nether. Următorul punct, după ce găsiți diamantele și după cum puteți vedea eu am reușit să le găsesc, ar fi să căutăm puțin mai multe diamante pentru enchanting. Ce face enchanting-ul practic? Practic îți bagă niște bonusuri pe pickaxe și există un anumit bonus care dacă îți intră, cum să zic eu, spargi... stai că sunt destul de concentrat acum. Spargi un diamant, îți dă 3 diamante. Este un bonus perfect normal, fără trișat, fără cheat, să nu ziceți că trișez. Aș putea face și un ghid, dar deja există foarte multe ghiduri. Unde-mi apa? Give me my water. E interesant că unica folosință a apei în Minecraft este ca să stingi lava. Ok, deci e lava acolo. Minăm chestia asta ciudată. Ne trebuie 10 bucăți din ce știu eu, să fie un pătrat perfect. Vrem să mergem în Nether, aka iad în limbajul nostru. Pentru că acolo se găsesc foarte multe chestii care te ajută să faci experiență repede. O să vă arăt în episodul următor ce și cum și trebuie să avem grijă să nu murim. Ok, aici este inevitabil lavă și nu putem să o stingem. Ok. Păi vă mulțumesc că m-ați urmărit tuturor, eu am fost ca întotdeauna Magic Weapon. Am reușit să găsim și diamante în episodul ăsta într-un final. O să ne revedem în următorul episod. Tutorial frumos, sfaturi, chestii. Salut!